Să se determine o relație între parametrii reali A și B, deci A și B aparținând lui R, astfel încât legea de compoziție X steluță Y egal cu XY plus AX plus AY plus B, D pe R, deci X și Y, oricare ar fi X și Y aparținând lui R, să fie asociativ. Acum, înainte de a face asociativitatea, o să vedem comutativitatea, chiar dacă nu merge aici. Și anume de ce? Pentru că ia uitați, Y steluță X este YX plus AY, adică în loc de X pun Y în loc de Y pun X, da? Plus AY plus AX plus B se observă că e egal cu X steluță Y. Deci ce rezultă? Că legea steluță este comutativă. Și acum, să facem asociativitatea, ce înseamnă? Să calculăm întâi X steluță Y, totul steluță Z. Cum se face? Notăm cu nu ăsta. În primul rând să înțeleg legea de compoziție. Legea de compoziție înseamnă așa. Produsul lor plus A ori fiecare plus B. Da? Deci vine U ori Z plus A ori U plus A ori Z plus B. Dar U cine? X steluță Y, adică ăsta. Deci vine XY plus AX plus AY plus B tot U ori Z plus A ori U. A ori ăsta, adică AXY plus A pătrat X plus A pătrat Y plus AB plus ăștia care mi-au mai rămas plus AZ plus B. Da? Bun, și desfacem aici și obținem XYZ ăsta plus, ia uitați, vine așa A ori XZ plus A ori YZ mai vine și un AXY de aici, deci plus XY plus BZ mi-a mai rămas aici și plus restul lumii, da? Plus A pătrat X plus A pătrat Y plus AB plus AZ plus B. Și acum, trebuie să mai facem și X steluță Y steluță Z și să vedem dacă astea sunt egale, dacă asta înseamnă legea să fie asociată. Acum, de ce am făcut comutativitatea înainte? Pentru că dacă, din moment ce legea e comutativă, X-ul ăsta pot să-l duc la coadă și observați, relația devine Y steluță Z steluță X. Ori, asta înseamnă că observația seamănă exact cu relația anterioară, numai că în loc de X pui Y, în loc de Y pui Z, în loc de Z pui X. Asta se cheamă permutare circulară, da? În loc de X ai pus Y, în loc de Y, Z, în loc de Z pui X. Și atunci, care e avantajul cu permutările circulare? Nu mai fac toată polologia, ci mă duc direct aici și în loc de X pun Y, da? O să tai din ioara. În loc de X pun Y, în loc de Y pun Z, în loc de Z pun X. Peste tot. Plus A pe lângă. Ia uitați. YX plus ZX plus YZ plus BX, da? Plus A pătrat Y plus A pătrat Z plus AB plus AX plus B. Și acum astea trebuie să fie egale ca legea, adică asta trebuie să fie egală cu asta. Și acum ia uitați, o să tai cu roșu ca să vedeți. XYZ egal cu YZ, da, repet, astea sunt egale, da, și ca să nu mai scriem încă o dată. AXZ cu AZX, AYZ, că e înmulțirea naturală a numerilor, YZ, AXY cu AXY. Ce mai am? Pe aici am. A pătrat Y, ia uitați-l cu A pătrat Y, AB-ul cu AB-ul, B-ul cu B-ul. Prin urmare, din egalitatea aia, ce-mi rămâne de aici? Îmi rămâne BZ plus A pătrat X plus AZ egal. Ce rămâne de aici? Egal cu BX plus A pătrat Z plus AX. Da? Îi trecem pe toți în aceeași parte și obținem B pe lângă Z minus X odată, ăștia doi, da? Minus A pătrat pe lângă Z minus X, ăștia doi, plus A, adică ăsta cu ăsta, pe lângă Z minus X egal cu 0. Adică, altfel spus, Z minus X pe lângă B minus A pătrat plus A egal cu 0, da? De unde, atenție, asta trebuie să aibă loc pentru orice X, Y, Z real. Păi, în particular, uite, ca să scap de ăsta, voi zice așa, fie Z egal cu 1, X egal cu 0. Și atunci ce se întâmplă? Ăsta e 1, deci din, că e pentru orice X, Y, Z, ce rezultă? Că B minus A pătrat plus A egal cu 0. Reciproc acum, deci observați, asta e condiție necesară. Dar nu știu dacă e suficientă. Păi, uite, dacă B
minus a pătrat plus a este 0, atunci ăsta e 0, deci ceva ori 0 egal cu 0, oricare ar fi de data aceasta, x, y, z, adică în cazul meu z și x, parțin lui z. Deci, am relația asta, trecem pe a dincolo, m-am uitat cum vor ei să apară grila, acum a pătrat este egal cu a plus b. A pătrat egal cu a plus b, iată răspuns corect, a.